De 16 ani, la Roșia Montană se duce o luptă surdă între investitorul cu capital canadian și o parte a populației din zonă. Sutele de tone de aur și de argint atrag ca un magnet și au făcut ca România să intre în atenția bursei de la Toronto. Companii puternice au scos la bătaie miliarde de dolari cu gândul la munții de aur și de argint ai apusenilor. Reprezentanții companiei care au cumpărat aproape totul la Roșia Montană au declarat că și-au propus să exploateze 314 tone de aur și 1480 de tone de argint. Concentrația medie pentru tot zăcământul de la Roșia Montană este de aproximativ 1,5 grame de aur pe tonă de minereu și aproximativ 6 grame de argint. 80% din localitatea Roșia Montană a fost cumpărată metru cu metru. Printre primele clădiri achiziționate de compania a fost școala maghiară. Apoi au urmat și alte clădiri a căror vechime se măsoară în sute de ani. Sorin Jurca este unul dintre locuitorii Roșiei care refuză să vândă. Așa a devenit vicepreședintele unui ONG care luptă pentru salvarea Roșiei Montane. Eu lupt pentru localitatea mea, pentru că aici m-am născut, mi-e dragă, aici vreau să trăiesc. Vreau să fiu catalogat ca un cetățean european, să am locul meu, aici cunosc fiecare piatră, fiecare loc, fiecare casă. Din păcate nu mai cunosc oamenii pentru că oamenii au plecat, nu ne mai recunoaștem unii pe alții, s-a făcut între noi o divizare și eu vreau să rămân aici cu tot riscul. De fapt am încredere că proiectul ăsta nici nu se va realiza vreodată. La Roșia Montană se exploatează aur de mii de ani. Se spune că dacii se ajutau de apă să aducă la lumină metalul prețios. Apoi romanii au creat galerii, care acum însumează 140 de kilometri. Această galerie este una tipic romană. Forma ei, după cum puteți observa, este trapezoidală și încă se observă urmele de daltă, pentru că în felul acesta extrageau romanii aurul aici la Roșia Montană. Din munții Roșiei nu se mai extrage aur din 2006. Până în 1970, exploatarea s-a făcut în subteran, fără să fie afectat mediul înconjurător foarte mult. Problemele au apărut între 1970 și 2006, când exploatarea s-a făcut la suprafață. Proiectul actual de extragere a aurului și argintului prevede tot o exploatare la suprafață, iar separarea metalelor prețioase să se realizeze prin tehnica cianurii. Speriați de otrava care le va invada viața, mulți dintre localnici au vândut și au plecat. Impactul ar fi pe termen foarte lung, din moment ce aici ar fi deschisă cea mai mare exploatare de aur din lume, ce înseamnă din Europa. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă folosirea cianurii, 240.000 de tone timp de 17 ani, o cianură care va avea un impact negativ asupra mediului și a omului. Reprezentanții companiei resping o astfel de abordare a problemei și susțin că după 16 ani de exploatare, lucrurile vor sta cu totul altfel. Pentru mine un loc mai frumos și mai curat decât astăzi, un loc cu un nivel de trai mai bun, un loc cu un patrimoniu cultural restaurat și renovat, un loc în care foarte multă lume își va dori să trăiască. Dar cum se va realiza exploatarea în cele patru cariere? Răspunsul optimist îl primim tot de la reprezentanții companiei. Toate astea patru cariere, ele nu se exploatează toate deodată. Se începe cu cariera cârnic, care merge 8 ani. În ăștia 8 ani, cariera cetate merge 1 sau 2 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte. Se termină cu cârnicul, se trece pe versantul celălalt, la Orlea și Jii, care merg una, 2, 3 ani, una, 3, 4 ani. Rocă sterilă de acolo vine și reumple cârnicul, parțial. Se termină Jig și Orlea, se continuă în cetate, rocă sterilă din cetate merge și reumple Orlea parțial, Jig total. Da? Și la final, cariera cetate va fi inundată. Ar fi patru cariere deschise care vor, după ce vor fi exploatate, ar rămâne niște cratere imense pe care se vor umplea cu apă. Iar această natură frumoasă, se vor defrișa 200 de hectare de pădure. Compania spune că imediat a doua zi o să și pune la loc toți pomii, o să crească, o să fie frumos. Deci va fi vorba unui fost ministru al mediului, iadul pe pământ la Roșia Montană, dacă se va face acest proiect.
pentru ei. Și totuși, oamenii speră. Cei care au vândut cred cu toată tăria că la Roșia Montană va exista viitor prin minerit. Este drept că autoritățile locale au declarat zona monoindustrială, ceea ce face aproape imposibil un alt tip de investiție. Cred că este singura șansă reală, pe bune, de a face ceva aici la Roșia Montană. Dincolo de toate aspectele controversate, o întrebare se naște vrând nevrând. Cu ce se alege statul român din această afacere? Din nou, un răspuns optimist din partea companiei. Statul român are doar de câștigat din acest proiect. Din totalul veniturilor din aur și argint din proiectul minier Roșia Montană, statul român rămâne cu peste 60% din aceste venituri. Compania investitoare trebuie să reabiliteze clădirile din centrul istoric al Roșiei Montane și să păstreze patrimoniul cultural, istoric și natural al zonei. Proiectul prevede ca statul român să primească dividende în valoare de aproximativ 20% din aurul care se va extrage. La acest procent se adaugă redevențe și alte sume provenite din taxele și impozitele percepute de statul român. Se presupune că în total se va extrage aur și argint de la Roșia Montană în valoare de 7,5 miliarde de dolari. Profitul net al companiei investitoare este de 1,3 miliarde de dolari.